Decizia de a-l susține pe Radu Botez drept candidat la șefia orașului din partea ALDE a fost alegerea cea bună. Aceasta este concluzia conducerii filialei locale a partidului ca urmare a unui bilanț făcut la o săptămână de la anunțarea candidaturii. În cadrul unei conferințe de preză, senatorul Varujan Vosganean, în calitate de lider al filialei județene ALDE Iași, s-a declarat optimist în legătură cu alegerile locale din această vară. Vosganean susține că Radu Botez este cea mai bună opțiune a ieșenilor care vor veni la urnele de vot. În discursul său, senatorul a făcut mai multe referiri la candidatul PNL pentru primărie, Marius Bodea. Dacă avem nevoie de o persoană care să schimbe complet acest mod de interese de grup care își generează oamenii pe care îi supun și pe care îi folosesc, nu înțeleg de ce între Radu Botez și Marius Bodea noi ar trebui să-l preferăm pe Marius Bodea. Aș putea să vă dau numeroase argumente potrivit cărora omul mai potrivit în jurul căruia să se adune dreapta este Radu Botez. Ceea ce s-a întâmplat la prezentarea sa în candidatură este un exemplu. Eu nu cred că astăzi vreun om politic poate să adune în jurul său atâtea personalități ale Iașiului de ieri și de astăzi, așa cum a adunat Radu Botez. În intervenția sa, Radu Botez a subliniat faptul că din momentul în care și-a anunțat candidatura, a început să se pregătească pentru viitoarea campanie electorală. Acesta speră, din punct de vedere organizatoric, să se ridice la nivelul competiției electorale ce va urma. În următoarele zile vom încerca să definitivăm un program de guvernare. Ideile sunt deja conturate. O serie de proiecte pe care le propunem pentru îmbunătățirea vieții în oraș. Sigur, trebuie să avem în vedere că aceste proiecte sunt pentru Iași, dar trebuie să vedem și latura umană, să vedem și o anumită serie de proiecte pentru ieșeni, să simtă ieșenii că prin aceste lucruri pot trăi mai bine, să simtă că au un acces mai rapid, mai bun la tot ceea ce se întâmplă în lumea civilizată. La finalul conferinței de presă, liderul local ALDE a anunțat că săptămâna aceasta s-a definitivat lista candidaturilor pentru orașele din județ. Ultimul ajuns pe această listă este municipiul Pașcani cu propunerea de candidatura lui Niță Dermide. Acesta a mai candidat în 2004 tot pentru primărie, iar în 2012 pentru un loc în Senat, tot fără succes.